a fost o răzbunare a codruței Căveși. Asta susține deputata PSD Andreea Cosma după ce a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare. Nu mă așteptam. A fost o surpriză. Mă simt nedreptățită și acum, punând cap la cap piesele jocului, ce s-a întâmplat și ce urmează, îmi dau seama că acest lucru a fost o răzbunare din partea palierului Laura Codruța Căveși. Am formulat un denunț împotriva Laurei Codruța Căveși. Denunț înseamnă că am înștiințat organele de cercetare penală cu privire la săvârșirea unei posibile infracțiuni, a afirmat Andreea Cosma. Politiciana mai susține că ar fi primit amenințări verbale de la diverse persoane după ce a depus plângere împotriva fostei șefe DNA. Andreea Cosma Fica fostului președinte al Consiliului Județean Prahova a fost condamnată ieri de înalta curte de casație și justiție la patru ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Decizia instanței nu este însă definitivă.